este un rost, ca să spunem așa. Ce minunat este că în limba română organul rostirii este gura. Din gură ies cuvintele, dar rost, în limba greacă, are corespondent de logos. Logosul este rațiune și este rost. Deci cuvintele întotdeauna trebuie rostite cu rațiune sau cuvintele trebuie să aibă rost. Și cred că așa a fost rostul ca această parada lui Bucurean, rostită acum, să ne aduc aminte. De fapt, cartea se deschide cu voivodul Constantin Bucurean, așa cum spunea Răzvan Codrescu, modernitatea noastră începe cu jertfa martirilor bucureni. Și anul acesta vinse 300 de ani de la această jertfă. Cred eu că este foarte important. Spunea Ioan Alexandru, care i-a iubit atât de mult pe martirii bucureni și care, fiind la Constantinopol, chiar la un moment dat spunea că a fost închis în Sfânta Sofia, deci cei care păzeau nu și-au dat seama că l-au închis și a rămas o noapte în Sfânta Sofia, a încercat să reconstituie și această istorie a Bizanțului și mai ales Sfânta Sofia, dar a încercat să, fiind de Constantinopol, în Istanbul, a încercat să reconstituie jertfa martirilor bucureni. Imnul închinat de Ioan Alexandru lui jertfei bucurenilor este extraordinar. Și îmi amintesc aceste versuri, când spunea: sece carnea mea de pe pământ, putrezească sufletul în mine, de voi rușina credința ta, bucurene Sfinte Constantin. Sufletele, trebuie să ne ferim de această putrezire a sufletului și, așa cum s-a spus aici, avem nevoie de acești părinți, avem nevoie de mărturia aceasta vie, într-o lume în care vedem, avem mulți oameni deștepți, dar care folosesc deșteptăciunea nu într-un mod înțelept, ci o folosesc potrivit dracului acesteia. Pe domnul Costel Andronescu v-a spus, îl iubesc pentru ceea ce ne-a dăruit la seriile noastre și a fost prezent la câteva serii de priveghere împreună cu noi, pentru mărturia vie pe care o dă, pentru mărturisirea că poezia este aceea care salvează în momentele cele mai critice. Salvarea ființei poetice cred eu că este esențială. De ce? Pentru că numai poezia poate să exprime minunea și ceea ce este dincolo de cuvinte. Și Demostene Andronescu, în închisoare, în această mare încercare, a descoperit acest sublim al suferinței prin poezie. Și poezia este cea care salvează lumea, cum spunea Prințul Nuș, când spunea frumusețea va salva lumea. Dar până la urmă și în biserică, nimic nu poate fi gustat dacă nu devine poezie, dacă nu devine ei. Părintele Stăniloae, în Mica Dogmatică vorbită, chiar vă mărturisește că teologia dogmatică, dacă nu sfârșește în nim, nu poate fi gustată. Până nu ajunge la doxologie, la acel cuvânt care nu închide și la acel cuvânt care deschide spre o realitate care este întotdeauna dincolo de el. Îi dăm cuvântul dragului nostru de Demostene Andronescu, pentru care m-am bucurat foarte mult și l-am mărturisit atunci la Mircea Bucănescu, m-am bucurat foarte mult când am aflat că suntem din același loc, la 9 km, Domnul Demostene din comuna
câmpul județul Vrancea, eu din comuna Răcoasa, la 9 km, și vă dați seama, haide să spunem și din patriotism local, mă bucur că l-am cunoscut pe acest mare bărbat al neamului românesc. Mărturisirea
partorisci il ruminello, arriva un capitolo intitolato della unica nazione, in care el a observat că oamenii rezistă își umple vidul spiritual în care există, dar de toate zilele de neauaca, prin ficțiune, povestindu-și un altuia viața, povestind o carte, povestind un film, și în felul acesta a reușit să facă, să pătrundă în sufletele oamenilor și duceau existența mai ușor. Lucrul acesta l-a observat și noi în soare. În ceea ce mă privește, am reușit să evadez din existența câtă și vulgară pe care mi-o procura compilatorii noștri și să mă abordez într-o lume a închipuirii și a visului. Am trăit foarte mult în închipuire. Mă întâlneam cu mama, mă întâlneam cu... Îmi închipuiream o poezie intitulată Părtășie. Simt cum ceva împrunte din durere și disipește grijile și teama ca pe perdea de nori cu arguiere se roagă în taină pentru mine mama. Un val de drășie mă împresoară și simt că într-o clipă ia fiorul atât de dulce de orinoare. Iubita mea mă caută cu dorul. Și așa mai departe, da? Toate trăirile sufletești pe care le-am cunoscut și pe care eram obligat să trec, sunt prinse în poezie. De exemplu, când am reclamat odată, iar-mi vine să împuși zare, iar-mi vine să rog cer, adică iar-mi venea să împuși zare și să rog cer. Și pentru ca să înțelegeți mai bine, voi să vă recit această poezie care mie mi-a plăcut foarte mult și care am observat că în visoare era cerută de foarte mulți cunoscuți și prieteni mai grei. Iar-mi vine să-mi bujare, iar-mi vine să-mi rog cer, iar sunt funda mare de mare, iar de sufletul liber. Lume, iar sunt mărăcine în timp aprind în carnea ta, iar te ustură de cine păcătoasa firea mea. Sfârâind ca pe gelate, de la mea mi s-a deschis roșu trandafir sălbatic înflorit din paradis. Orcul meu te înțapă zare, dorul meu te frige cer, Doamne, gândul meu te doare ca o lamă de hanger. Îndrăgirea mea vecie, lasă bine în trunchiul sfânt și în cartea ta mea înscrie un minus în gărând. Gânduri negre dau vată ca un stol flământ de corp. Cer, cum nu te surprodată, zare, cum de nu măsori? Cum de nu mă înghiți pământ și apoi mare zolat să mă dai să mă frământe mătular cu mătular și din lutul meu să facă un ornamental urcior ce se întinde și se placă, dar se fiebește în vor. Iar din inima, în pustire, în dureri făcute de gen, fac o candele ce fie veșnic pe loc de ver. Iar îmi vine să muși zare, iar îmi vine să văd cer, Doamne, gândul meu te vade ca o lagă de hancer. Toată ziua se ruga și el nu avea nicio problemă. Toate problemele lui sufletei, astea erau rezolvate. El se ruga cu o serenitate și cu cei doamne, ne ruga mai cu îndrăjire, ne mai certa cu Dumnezeu, ne mai... Iar celălalt era la bolul opus, era cu sufletul complet întâlnit.
și cu creierul spălat. De altfel, așa am realizat. Am intrat în mea și celor și am cunoscut. Am spus, în fața mea să nu vorbiți de rău regimul comunist și, și partidul, că eu vă denunț. Și, într-adevăr, ne-am ferit noi de el, dar, nu știu, fi denunțat, mai scăpat câte o reflecție, așa, în legătură cu, cu regimul care mi s-a aplicat și, nu știu, dar și omul acesta, am fost cam o jumătate de an cu el, dar nu știu dacă eu am schimbat două vorbe cu el. El se izolați, se izolați singur și puterea lui era pentru toți oarecum îl înțelegea. Nu l-am mai înțeles nici într-o zi când stând la fereastră, era o zi, cred că în anul 59 sau 60, stând la fereastră, era prin mai, era frumos soare și eu, cu câteva săptămâni înainte, făcusem o poezie pe care am spus-o celor din ceruri și cei din ceruri i-au produs foarte mult și au repetat-o de câteva ori. Și l-am auzit pe când era bucurul, uitați-l și de poezia pe care l-am spus, stătea la geam, așa, și era, de exemplu, atmosfera care era când am făcut o poezia. Soarele pătrundea între jaruzele și se vedea, se auzea de afară murmurul lumii de afară și l-am auzit de recitând două strofe din poezia pe care eu am făcut în câteva săptămâni înainte. Deschide-ți suflet de fereastra la armă și lasă soarele să te pătrundă. Toți am rămas surprinși. Deci omul acesta a început să rezoneze și el la, cu toate că era în situația sufletească în care era, să rezoneze la poezie, la frumos și la și pentru că am început poezia, să pot să o spun toată. Iară-mi bine, așa. Deschide-ți suflet de fereastra vară și lasă soarele să te pătrunde, e primăvară, mucuri se sparg și mărandă cinge verde în lungă. Grădinile își pregătesc de zor, mereastra și aromele din tine, hai fă și tu cuvinte asemenea lor. N-auzi, nu simți cum îngerți în tine. N-auzi, nu simți cum rugăciunea lor ca seba urcă trunchiul lumii reștă, ca să țășnească în florile ciocor, în podobinii tău și până-n crește. Primește-o, băi, și tu în ramuri, hai și înflorește soare, floare lângă floare, acuși sosesc alpinele din rai și n-o să aibă încerce să ne cadă. Am reușit să le fac cântare și fațare, vreau să cred și ceva. Care sunt prinții într-un vorbim care va avea apare zilele acestea în a doua ediție, vorbim intitulat Peisaje Muntele. Și se numește poezia intitulată Peisaje Muntele, care vezi de acest vorbim. Până departe, în fund, se vorbește ca un ocean în landa închid, și în zările untrice treptată desprește și se înalță în munți de neîmpriviri. O hordă de dorinți, un gard pe palpii, un stol de răbușcări și de regrete, o pajă și de dor, mulți mari și de patri, și peste patru gând ca un merete. Păreri de rău, ca gene de pădure, ascuns sub umbra lor un ochi brilanți, ce turburat dintre resupturi sure, doar nu feri speranță mai țin braz. Pe o coastă stearcă, scrimi învoiere, un trandafir sălbatic înflorit, pe viri ștanse, graul în durere și în fundul nuc, de zipat, de surzit.
prin lambda mintit încet coboară și pas trecut în turme de tristeți, în pozii și făcute în praxe amară, surpate gânduri fulgerați răți. Mulțumesc!